Ne bucurăm să fim lumea aleasă, care o să se bucure la rândul ei de literatură și de muzică. Se lansează o carte mititele, din câte înțeleg mititele, proză scurtă în denumirea originală, mititele, o să ne spună autorul dacă este așa sau nu, și o să ascultăm duetul care a mai fost la noi la bibliotecă și sunt persoane care au fost și data trecută, și anume la instrumente de suflat Călin Torsan, autorul cărții care se lansează, și la percuție Marius Achim. Nu vreau să lungesc mult cu vorbele mele, vreau să dau cuvântul și pentru lansarea cărții și pentru concert lui Călin Torsan. Aș vrea să cred că ne vom simți ca niște boieri, cărora le vor fi gâghilate urechile în mod plăcut și cu literatură pentru copii. Suntem niște copii tot timpul și cu o muzică din tot sufletul. Nu știu cum să o caracterizez altfel, dar este o muzică sinceră venită din autenticul sufletului. Vă urez o seară minunată. Sau ne urez o seară minunată. Vă mulțumesc frumos pentru introducere. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, că dați sens cu adevărat unor astfel de întâlniri. Și închei cu mulțumirile pentru generozitatea domnului Mihail Balint. Până la urmă, orice instituție, că e de stat sau e privată, înseamnă de fapt oameni. Și intenția unei instituții stă de fapt în intențiile unor oameni. Și suntem aici datorită unui soi de prietenie, cum i-am scris în dedicația exemplarului din Mititele, o prietenie fără frecvență. Practic ne vedem foarte rar, ne mai scriem câteva e-mail-uri, dar ceva funcționează cumva la un mod așa alchimic între noi. Împreună cu prietenul meu Marius ne gândim programele muzicale în jurul unei teme și ne chinuim și reușim destul de des asta să nu prea repetăm tipul de spectacole pe care le dăm. Pentru această seară am gândit o temă incitantă, curioasă, care naște bănuieli, destul de mult greșit înțeleasă, tema vrăjitoriei. În fond, ce este vrăjitoria, cu candoare o spun, este încercarea omului de a stăpâni universul. Universul poate fi stăpânit prin cuvânt, dar cuvântul, atunci când nu este scris și este rostit, este de fapt sunet. Și în această seară propunem o seară a sunetelor, care sunt cuvinte și sunete, să zicem, muzicale, gândite în alt fel decât oratoric. Există două mari tipuri de vrăjitorie, semnalate de cei care au scris istoria vrăjitoriei, vrăjitoria prin asemănare și vrăjitoria prin contact. O să vă zic foarte pe scurt, vrăjitoria prin asemănare. Bem suc de sfeclă ca să ne îmbunătățim calitățile sângelui. Mâncăm banane ca să fim performanți sexual. Mâncăm miez de nucă pentru a avea un creier mai performant. Dacă ne ducem la culoarea sucului de sfeclă, foarte asemănător cu sângele, dacă ne ducem la forma bananei asemănătoare organului sexual masculin, dacă ne ducem la miezul de nucă extrem de asemănător creierului, culmea sunt lucruri care au funcționat mii de ani pe pământ, ca apoi să fie dovedite științific. Banana are un conținut foarte mare de zinc și seleniu, cred, care ajută performanțele sexuale. Nuca, într-adevăr, poate potența intelectul și sucul de sfeclă este foarte recomandat în cazurile de anemie. Celălalt tip de vrăjitorie funcționează prin contact. Un exemplu foarte cunoscut este cu
cultul Vudu, dar chiar și vrăjitoarele neaoșe, care funcționau la un moment dat chiar și în ziarele de mare tiraj și, așa zis, respectabile, aveau rubrică la mica publicitate, funcționau prin acest contact. Dacă vrei să obții ceva, trebuia să duci un obiect purtat de omul asupra căruia vrei să intervii. Să-l atragi asupra ta, să-l îndepărtezi de tine, să-i faci poate un rău, cum este în Vudu, e suficient să duci o fotografie, fotografia va fi înțepată cu un ac în inimă și pretenția este că, mă rog, se va întâmpla ceva și cu persoana respectivă. Există o atitudine foarte interesantă a călugărilor ortodoxi, despre care am citit în mai multe locuri, care se feresc să fie fotografiați pentru că li s-ar fura chipul. Și, într-adevăr, într-o fotografie, atunci când raza de soare mușcă din noi și se reîntoarce ca să impregneze pelicula care va developa imaginea, ceva putem spune că se răpește din noi. Deci cumva există o prezență și în fotografie și asta cred că ne zice tuturor atunci când ne revedem morții familiei, care par atât de vii și surprinși într-un moment al vieții, se par foarte vesel sau mie mi s-au părut întotdeauna îngândurați, parcă ar ști ceea ce se întâmplă după. Închei cu acest lucru și călătoria noastră, pentru că va fi o călătorie și o să încercăm să nu plictisim, să fie maxim de o oră, 50 de minute, se va desfășura sub această formă, vom jalona printre câteva lucruri care țin în literatură și în muzică de acest subiect care cred că fascinează chiar și în timpurile acestea supuse științei, vrăjitoria. Întotdeauna îmi place și consider că e necesar ca european cultivat la școala greco-latină să fac apel la antichitatea care ne-a creat cumva și am cules câteva versuri din Virgiliu, din Bucolica a VIII-a și din Horațiu, culmea din satira tot a VIII-a. Și iată că parcă vrăjitoria începe să funcționeze. Și o să vă citesc câteva versuri ale acestor autori ce nu mai necesită prezentare. Și o să vedeți aici, surprinde cumva un anumit tip de prezentare a unor materiale, materialități prin care se pot face vrăjile. V-aș recomanda să fiți atenți aici. Și la anumite tehnici literare, mai ales repetițiile unor lucruri, persoasiunea, ca și rugăciunea. Rugăciunea este un act persuasiv. Îl repeți zilnic sau îl repeți la anumite date sau îl repeți de câteva ori pe zi. Prin repetare pare că spiritele, eu știu, pot fi cu adevărat stârnite. Îmi permis să citesc acum din Bucolica VIII-a, se numește chiar Vrăjitoarea, versuri ale lui Virgiliu. Pune panglica de lână pe altar și adun cu acea apa. Ierburile grase și tămâiatul le ia și le aprinde. Eu, acum pe un amant, voi încerca să mi-l scot din minți cu amele vrăji și farmece cumplite. Vrajă, din oraș, pe Daphnis, tu acasă mi-l trimite. Cu descântece și luna de pe cer poți s-o cobori. Circe, prefăcut pe soții lui Ulise în rămători. Aici fac o paranteză. Iisus trimite demonii în turma de porci. Crapă șarpele în iarbă dacă cineva îl vrăjește. Vrajă, din oraș pe Daphnis, tu acasă mi-l pornește. Eu te leg cu 9 fire, câte 3 în 3 culori, și cu chipul tău altarul îl înconjur de 3 ori. Numărul cel nepereche zeilor din cer le place. Există o carte foarte interesantă a lui Ovidiu, se numește Fastele, care ne vorbește despre zilele importante calendaristice pe care le trăiau atunci în Imperiul Roman, sărbătorile importante. Ce spune aici despre numărul cel nepereche? Romanii considerau că numerele impare sunt numere binefăcătoare. Și atunci porneau războaiele în zile impare și toate acțiunile pe care le încercau să le întreprindă cu un succes sperat, le făceau începând în zilele impare. Deci numărul cel nepereche zeilor din cer le place, adu-mi vraja mea pe Daphnis din oraș, mi-l adun coace. Horațiu în Satira VIII portretizează 2 tipuri de vrăjitoare romane, Canidia și Sagana.
Zice el așa: văzut am pe Canidia într-un cernit veșmânt, cu pași desculți, cu părul și poalele în vânt, în urlete însoțind-o pe sagana cea bătrână, mai galbenă ca moartea, târându-se în țărână. Au scormonit pământul cu unghiile lor și, sfâșind cu dinții un negru miel prior, tot sângele îl vărsară în groapa cea afundă, ca umbrele din lumea de veci să le răspundă. În zilele în care configuram aceste idei și acest traiect literar, în care mi-am permis să mă alătur lui Virgiliu și lui Horațiu, cu câteva tehnici pe care le-am gândit în textele mele, și o să vă vorbesc un pic mai încolo despre ele, citeam un jurnal al lui Radu Petrescu, un scriitor, să zicem, al anilor 70-80, tatăl unei colege de birou, mai în vârstă decât mine. Jurnalul se numește Oceanul întors. Și am descoperit acolo o însemnare și am zis, o spicuiesc, pentru că este extrem de sugestivă. Zice Radu Petrescu în Oceanul întors: completându-mi astăzi catalogul, în clasa a șaptea, el era profesor la o școală generală rurală din județul Bistrița, Năsăud, am ezitat să notez data de 13. Ce sunt aceste superstiții? Și fac așa încă o digresiune. Hotelul Intercontinental, foarte cunoscut în București, care poartă acum un alt nume, a fost construit de americani. Americanii au și ei o marotă cu acest număr, 13, și nu există în Hotelul Intercontinental liftul 19 la 13, este o convenție, de la 12 sar direct la 14. Iar acum, într-un sezon în care, mă rog, astăzi nu se respectă și sper să n-aducem ploaia, dar în această secetă extraordinară, programul nostru muzical începe cu o secvență ritmică pe care am cules-o dintr-un tratat de muzică al lui Leonard Bernstein, care făcea niște lecții deschise minunate în anii 70 pentru tineri, și dă acolo un exemplu al percuționiștilor din Congo, care aveau secvența ritmică pe care o va cânta Marius și pretindeau că prin ea vor chema ploaia, vor aduce ploaia. Avem și noi paparudele binecunoscute și am zis, această piesă se numească Congo Paparude. El va cânta acest ritm, s-ar putea să plouă chiar, iar eu voi improviza pe tema foarte simplistă. Cele mai vechi melodii ale umanității sunt melodiile care sunt compuse din foarte puține note. Asta o afirmă etnomuzicologii. 2, 3, mel, mel, cotobel, de exemplu, o secvență melodică regăsită în toate timpurile și în toate spațiile geografice, din două note, tâm, 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 iar persoasiune. Congo, paparudă.
dacă mai ai un pic condiționare. Citind o biografie a lui Verdi, exemplificată cu multe fragmente de partituri, am rămas fascinat și mirat de preocuparea lui aproape obsesivă, zice, pentru vrăjitoare. În aproape fiecare operă scrisă de el apar corul vrăjitoarelor, aria vrăjitoarei. Și am zis, nu se poate, ni s-a servit la fileu. Gândeam la un moment dat un program Verdiversity, n-a mai ieșit, dar a rămas această piesă, este vorba de aria corului vrăjitoarelor din Macbeth. Interviniu pe 28. Melodie foarte convingătoare, nu știu, creează o atmosferă, noi acum nu le dezvoltăm foarte mult, pentru că încercăm să îmbinăm și cuvintele, iar Verdi se ducea chiar la surse, are tot felul de muzici compuse din cu inspirație etnică și avea prieteni plasați în diferite colțuri de lume care le scria scrisori, trimite, te rog frumos, niște melodii, nu știu, din Sumatra, zic acum așa, cu titlul de gratuitate. Iar aceste melodii ale vrăjitoarelor le culegea din comunități de ghicitoare, nomade, care trăiau în sudul Italiei în special. V-am promis că o să vă dezvălui și câteva tehnici personale literare. Și acum va urma să vă citesc două texte. Ambele fac parte, dar nu le voi citi de pe această aceste printuri, pentru că văd mai bine. Ambele sunt din acest volum de proză scurtă și foarte scurtă, pe care l-am editat, toate cărțile astea pe care le vedeți sunt editate la aceeași editură, Casa de Pariuri Literare.
Înainte de a veni aici, am vorbit cu editorul, este într-un moment așa de schimbare al editurii, mai avea prin casă exemplare. Zic, iau cu mine tot, că poate interesează pe cineva, ele sunt la dispoziția noastră, zicem, la vânzare. Și urcele pe oruci, miniatur cu smalțul la vedere. Și aici am încercat tot felul de lucruri. Primul text se numește Din țânțar, armăsar. Am urmat un gând pe care l-am descoperit într-o carte a lui Umberto Eco, în care vorbea foarte ironic despre soarta dicționarelor, pentru că orice cuvânt este explicat prin 30 de cuvinte. Ca să explici vulpe, trebuie să folosești mamifer, roșcat, cu blană, cu... și că ne pierdem cumva explicând cuvintele prin altele și care ar fi lucru pe care îl putem face să, eu știu, să ocolim acest lucru. Și am încercat ca dintr-o propoziție minimală, folosind doar definițiile din dicționar, să văd ce se întâmplă. Și se întâmplă o nebunie la care vă invit să participați. Se numește, repet, Din țânțar, armăsar. Autorul Țânțaru a dat fumul pe nări și a scris prima propoziție a noii sale schițe. Rodica ronțăia ridichi. A privit apoi cuvintele cu intensitate de parcă nu se afla în fața unui text al său și a mai aprins o țigară gândindu-se cum putea dezvolta ceea ce așternuse pe hârtie. Pentru asta căută pe internet amănunte privind numele femeii despre care dorea să povestească. Află astfel că Rodica avea rădăcini slave și că putea reprezenta fertilitatea și rodnicia. Totuși, într-un alt loc se spunea că era un derivat al cuvântului grecesc roda, care ar fi însemnat trandafir în limba veche. Lucrurile nu păreau să stea chiar așa, fiindcă serviciul de traducere al Google indicase prozatorului că roda se tălmăcea ca roată. Trecu repede peste rădăcina rod din limbile germanice, ca și peste iubita lui Krishna, Radha la hinduși, simțind că își pierde vremea. Cum nu mai era nimic de făcut cu Rodica, autorul trecu la următorul cuvânt al propoziției scrise, căutând să-l dezvolte cu ajutorul definiției date în dicționarul explicativ. I se păru atunci nemaipomenită evoluția textului, așa că se grăbi să șteargă ceea ce construise până atunci, înlocuind totul cu. Rodica mânca sfărâmând între dinți puțin câte puțin din ridichi. A privit iarăși ce tocmai pusese pe hârtie, fiind convins că apucase pe drumul bun. Ridichile acelea îi mai dădeau puțină bătaie de cap, dar s-a năpustit imediat cu pixul peste bietul substantiv, adăugând în locul său plante erbacee legumicole din familia cruciferelor, cu frunze adânc crestate, cu rădăcini sferice sau conice, alungite, cărnoase, umflate și comestibile. Recitind gând tot ce crease, iar turnura textului îl mulțumi de plin, reluă încă o dată lectura pentru a prinde mai dihai vraja cuvintelor. Rodica mânca sfărâmând între dinți, puțin câte puțin din plantele erbacee legumicole din familia cruciferelor, cu frunze adânc crestate, cu rădăcini sferice sau conice, alungite, cărnoase, umflate și comestibile. Pentru asemenea locuțiuni se câștiga premiul Nobel. Era uimit cât de frumos înfloriseră, se gândind din reflex la ridic, dar se corectă pe loc, înțelesurile din frază. Știa însă că mereu era loc de mai bine, așa că îi dădu înainte cu dicționarul lui ca un bucătar dependent de praful de copt. A înțeles iute că Rodica mânca însemna că ea amesteca un aliment în gură și îl înghițea. Desigur că acel aliment trebuia explicitat, așa că revenirea la ridichile din tâi, ceea ce îi confirmă puterea de sugestie a primului rând de scriitură. În loc de dinți, preferă o variantă puțin mai lungă, gândindu-se că asta n-avea cu ce să strice. Organe osoase mici, acoperite cu un strat de smalț și situate în cavitatea bucală a majorității vertebratelor. Găsi că singularul ultimului cuvânt putea fi o definiție minunată pentru Rodica. Se simțea scăldat de varurile dulce ale inspirației. Obosise puțin, dar nu se opri până ce nu trecu pe curat începutul schiței. O vertebrată mesteca ridichi în gură și le înghițea, sfărâmând între organele osoase mici, acoperite cu un strat de smalț și situate în cavitatea bucală, puțin câte puțin din plantele erbacee legumicole din familia cruciferelor, cu frunze adânc crestate, cu rădăcini sferice sau conice, alungite, cărnoase, umflate și comestibile. Literatul se ridică de la masă oftând. Își desmorți elementele de bază ale scheletului, caracterizate prin structura dură, solidă și rezistentă, de culoare albă, făcând câteva exerciții simple de gimnastică.
Apoi își prepară cafeaua, aprinzând încă un sul mic făcut dintr-o hârtie foarte fină, umplută cu tutun tăiat mărunt. S-a întâmplat ca în acest interval de liniște să-i sune telefonul. Era soția care avea chef să înșire nimicuri. Întotdeauna admirase disponibilitatea ei spre exagerarea lucrurilor. Era în stare care de la un simplu căpăcel din metal sau din material plastic, care se poartă la cusut pe degetul cu care se împinge acul pentru a-l feri de înțepături, să dezvolte o întreagă știință constituită dintr-un ansamblu închegat de noțiuni și idei ce interpretează și reflectă realitatea sub aspectele ei cele mai generale. Bineînțeles că asta îl deranja mai ales acum când avea atâta inspirație la scris. O rugă frumos să-l ierte, promițându-i să o asculte la cină atunci când își făceau în mod obișnuit timp unul pentru altul. Ea îl sărută prin difuzor și l-a alinta așa cum știa că îi place. Bine, te las, armăsarul meu. Romanul în 3 volume, O întâmplare din viața Rodicăi, s-a bucurat de un succes imens, vânzările acestea depășind toate previziunile, mai ales că acțiunea nu era una foarte complicată. Pur și simplu o femeie ronțea ridichi de la un capăt la celălalt al speciei, în care narațiunea se centrează pe întâmplări relatate din perspectiva unui participant, într-o pronunțată notă de oralitate. În celălalt text din carte, am încercat invers să comprim cât mai mult textul. Ca întotdeauna coincidența opositorum, cum spunea și Eliade, unde există și o lungire, totdeauna trebuie să bănuim și o scurtime. Unde vedem tristețe, sigur se găsește și ceva bucurie. Unde vedem generozitate, trebuie să fie ceva care îl oprește pe om să dorească totul. Întotdeauna peste ceva alb se suprapune cumva și ceva negru. Acest text se numește Quattrocento. Scriitorul avea să împlinească 40 de ani. În noaptea de dinaintea evenimentului nu a putut dormi prea bine. Parcă îi circulau furnici prin vene, nu globule roșii. Autorul a dat plapuma la o parte și s-a grăbit înspre bucătărie. A scos dopul de plută și a turnat exact 2 căni cu vin. Le-a băut cu plăcere ca pe apă. Instantaneu, grija față de apropiata aniversare a lăsat loc inspirației. Un conglomerat de idei i-a sfârtecat creierii. Puterea sintezei l-a cuprins cu brațe vânjoase de marinar. Prozatorul și-a târșit până în dormitor papucii de casă, unii închipuind 2 pui de găină. A luat pixul cu mână febrilă. S-a reîntors în bucătărie. Ultimele picături de vin se scurseseră pe fundul sticlei. Le-a înghițit ca pe un medicament. După care a luat un șervețel, s-a așezat la masă și a scris pe el cu grijă, cât să nu-l facă ferfeniță, poate cele mai reușite rânduri din viață. Marcel a mâncat iaurt. S-a mai învârtit de câteva ori prin încăperea mică, una doldora de grese și faianță, ca un câine căutându-și coada, ca un artist măcinat de iluzia echilibrului. S-a aruncat asupra șervețelului cu fruntea încruntată. A schimbat numele Marcel cu unul mai potrivit pentru textul său, cu Marian. Marian a mâncat iaurt. Produsul lactat i s-a părut cumva redundant. Marian a mâncat sfeclă. Nu, nici asta nu pare a fi, își spuse maestrul. Marian a mâncat vidanjă. S-a ridicat din nou în picioare, a mâncat. Acțiunea aceasta îi se părea prea mult ancorată în material, iar el urmărea altceva, spiritualul. Marian a zămislit vidanjă. Șervețelul s-a umplut de ștersături, de cicatrice, dovedind caracterul ardent al momentului. Muza plecă la culcare, era prea mult chiar și pentru ea. Ceasul de pe pervazul ferestrei ticăia, grăbindu-se către ora 2. A mototolit bucata de hârtie și a aruncat-o la coș. A luat un alt șervețel și a scris repede. Marian a sucombat cârtiță. Schimbă întreaga situație printr-o întorsătură neașteptată. De data aceasta, cea care sucomba era Marcela. Cârtița fu eliminată și ea. Scriitorului s-a părut mai interesant să creeze o situație oarecum absurdă, iar decesul femeii să fie însoțit de un aragaz. Ajunse astfel la forma dorită. Marcela a sucombat aragaz. Perfect. Afară izbucni alarma unei mașini de intervenție. Prozatorul se îndreptă spre pat cu sentimentul datoriei împlinite. Se culcă pentru că l-aștepta o zi grea. Revenim acum la muzică. Una dintre primele lucrări culte din muzica noastră este scrisă de Alexandru Flechtenmacher și se numește Opereta Vrăjitorie Baba Hârca. Alexandru Flechtenmacher era un etnic de origine evreiască, iar modul muzical folosit, Avari Bach, este un mod clasic evreiesc și o să vedeți
puternica influență orientală asupra acestei muzici, dedicată unei vrăjitoare, Baba Hârca. Acum ne mutăm în Canada. Am descoperit un cântec foarte interesant al unui trib, Ojibwa se numește, și este un cântec al vracilor de acolo. Cântecul se numește Cântecul Pietrei Mide și are un singur vers, apropo de persoasiune, care se repetă, sună în limba lor, în dialectul lor, Asinabi Huia, care înseamnă mi-am schimbat culoarea. Ce se întâmplă cu acest cântec al vracilor, al vindecătorilor, un cântec al acelor medicine men, revind din nou la citatul din Eliade, existau niște pietre care se puneau pe corpul bolnavului și în momentul vindecării, acea piatră își schimba culoarea. Ce fel de piatră o fi, ce tip de vindecare, ce intervenea acolo, nu știu. Tot din acel trib am găsit o poezie care la fel folosește niște tehnici literare ale repetiției foarte interesante, mai ales că sugerează cumva o geneză născută din valuri. Și mi s-a părut o poezie
extraordinar de frumoasă, dacă vreți chiar modernă. Se numește Pe aici curge un râu. Are și un autor menționat în cartea de unde am găsit, Al Hunter, adică vânătorul Al. Pe aici curge un râu. Aici și acolo și iarăși înapoi. Cântece și amintiri. Îndus în torsul valurilor, cântece și amintiri. Le adăpostesc și le adăpostesc și le adăpostesc în brațele tale cufundate în apă. În apa din care ai apărut. Le adăpostesc și le adăpostesc și le adăpostesc pe țărmurile tale. Și cântecul este foarte interesant. Mereu face mare plăcere să-l cânt. E ceva acolo. Pe 21.
Mulțumim frumos! Continuăm cu un cântec din Ghana. Este un cântec funebru, care dovedește că și cântecele funebre sunt lucruri făcute de oameni, nu înspăimântă și pot fi chiar dinamice, vesele. Este un cântec interpretat la balafon, care este un fel de xilofon, mai degrabă cu rol asemănător tulnicului nostru, buciumului, care avea un rol nu atât muzical cât de comunicare. Și dintr-un trib într-altul, la aceste instrumente care arată mari, câte o felie din acel xilofon este cam atâta, se bate cu niște ciocanele și, foarte interesant, cutiile de rezonanță sunt niște dovleci. Emițând aceste semnale melodice, cei din tribul, mă rog, alăturat, eu știu, aflat la câteva kilometri, știau că e vorba de o înmormântare. Erau coduri și pentru nunți și pentru incendii, exact ca în toate societățile tradiționale. Redă de fapt un ritual pe care l-am descoperit într-o carte de călătorii și unde am găsit o chestie senzațională, nu vă o dezvălui pentru că textul vă va prezenta, să vedeți cum s-au îndreptat niște lucruri acolo. Era o pagină sau două scrise într-un limbaj fericit, așa era o carte frumoasă de călătorii, dar oarecum tehnică. Am încercat să-i dau o valență literară și să arunc obiceiul lor în lumea noastră de acum. Textul se numește Kapi Kana Wanmai. Era o expresie a acelui trib. Vraciul tăcea plecat deasupra bălții cu sânge. Era un loc sacru, ferit privirilor prin crengile dese cu care îl acoperea în fiecare dimineață. Acolo putea ghici viitorul și tot din cuibul acela roșu și dezgustător își trăgea puterile de tămăduitor.
În timpul ritualului care transforma băieții tribului în bărbați, tații copiilor le zgâriau brațele adânc, folosindu-se de niște pietre cu muchi ascuțite. De acolo provenea sângele din bulboană. Vraciul îl amesteca în fiecare miez de noapte cu ajutorul unui os lung, un femur de țap. Uneori mai adăuga acolo și câte un pumn de cenușă luată din vatra comună. Acum nu. Vinele care îi pulseau de-a lungul frunții aplecate dădeau de înțeles că viitorul nu se arăta prea blând. Într-adevăr, ceva se simțea și în văzduh, o frământare înghețată care amuțise păsările acioate în crângul apropiat. Venea anotimpul rece, iar odată cu el toate stafiile întunericului de plin. Acestea nu puteau fi alungate decât cu torțele, fiindcă se temeau doar de para fierbinte a focului, însă focul veșnic al micii așezări, cel întreținut fără întrerupere în vatra comună, fusese furat de Chipara, omul curcan. Făcuse asta numai din ciudă, căci se certase de curând cu păzitorii jarului, mognind fără încetare, așa că nu se lăsase până ce nu duse la îndeplinire ceea ce își pusese în cap. Într-o clipă de neatenție a paznicilor, Chipara șterpeli tăciunii încinși, îi ascunse într-un burduf de capră și îi zvârli apoi în mare. În locul acela, apa sfârâi neîncetat vreme de 3 zile și tot atâtea nopți. Acum vraciul trebuia să găsească un alt leac împotriva strigoilor nopții, altfel toată așezarea lor urma să se ducă de râpă. Așa că mesteca încetişor în băltoaca lui cu sânge tânăr, atent la semnele pe care le-ar fi putut dibui acolo. În același timp, cu voce mormăită, îngâna un descântec sobru. Capicana one mai. Cele 3 cuvinte se repetau în tocmai și fără oprire, păcălind timpul care ațipise la auzul lor. Exact atunci, în mijlocul buboiului pritocit cu femurul de țap, bătrânului se arătă eucaliptul sacru, cel plantat în centrul adunării de cocioabe, și înțelese pe loc ce trebuia să facă. În dimineața următoare, până să apuce soarele să iasă din culcușul norilor, suflă puternic în scoică. Era semnalul de primejde pe care îl înțeleseseră imediat cu toții. Cu mic, cu mare, bărbați și femei băștinași s-au adunat în jurul vraciului. Cu ochii aprinși de nesomn, acesta i-a îndemnat pe copii să-l urmeze. Viziunea lămurise că, pentru salvarea sătucului, avea nevoie de îndrăzneala și de agilitatea lor. Îi strânse pe toți în jurul arborului sfânt și le explică, prin cuvinte puține, dar prin mai multe gesturi, ceea ce aveau de făcut, după care îngenunche la rădăcina copacului și își reluă litania lui stranie. Capii, cana, one mai. În mai puțin de o jumătate de oră, harnici, ca niște maimuțe fără astâmpări, puii de om smulseră fiecare frunză a eucaliptului. Spre seară, tot ei aveau să le înlocuiască cu pene colorate de pasăre, din cele cu care părinților își decorau interiorul colibelor. Le-au lipit de crengile golașe cu ceară de albine sălbatice.
Sfârșitul călătoriei noastre. Avem un sfânt care a fost vrăjitor, foarte cunoscut în panoplia de sfinți, Sfântul Ciprian. La el veneau, exact ca în poemele antice cu care am început programul, femei să, mă rog, lege să dezlege iubiții, iubiți care să lege să dezlege iubitele. S-a amestecat foarte mult în maglavaisul ăsta, pe care, la un moment dat, cred că îl controlez foarte greu. Există o misă dedicată lui și am luat din această misă o bucată pe care să vă cântăm. Doxologia Sfântului Ciprian, pe nouă, Marius, poți să-i dai drumul. Mulțumesc mult!